Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Fetelor, stăpâna mea mi-a cumpărat o placă de păr. Am să o încerc! Cum se oprește asta? Din fericire, nu mai avea baterie. Gwen, e cea mai tare! Nu uita! Mâine e prima întâlnire de joacă. Hai să arătăm toate foarte bine, da? Nu am destule emoticoane ca să vă arăt cât mă bucur să vă văd în sfârșit. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP Pets, VIP Pets, VIP Pets. De neoprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri. I love VIP Pets. Clubul VIP Pets. Slime-ul ăsta e cel mai tare! Oh! Nu! Nu! Oh! Acum ce mă fac? Dramă! Ah, iar am întârziat! Bună dimineața, unchiule! Am sosit! Oh! Bună, unchiule Fabio! Scuze! M-am împiedicat și... Nicio grijă! Cel mai important este că ai venit să mă ajuți! Ești nepoata mea preferată! Dar sunt singura ta nepoată! Serios? Hop așa! Ho! Săritură! Ha! Eu am ajuns prima! Hei! Bună, Taylor! Eu sunt Gwen! Îmi place părul tău! Mersi! Ești foarte drăguță, Gwen! Prietene, ajung imediat, doar când am avut semnal Wi-Fi! Poate, în loc de Lady Gigi, o să-ți spunem Lady Wi-Fi. Hey! Bună, frumușelelor! Stăpâna mea a ars brioșele astea, dar cred că le putem mânca. Mersi! Sunt foarte bune! Mă bucur! În sfârșit! Abia așteptam momentul să vă cunosc pe toate! Adăugăm un ou de prepeliță, detergent de vase, 2 cârnăciori, conform rețetei, șamponul ăsta de casă curăță tot. Super dramă! Te-am sunat? Ce-am fost? Wow! Oh, uite ce linii are! Și ce accente! Cine e stilistul? Îl vreau! A venit dintr-acolo! Trebuie să mai fie o intrare! Haideți! Dar nu e nimic aici! Doar vase și lucruri demodate dintr-un salon. Nu-i nimic pe aici de văzut. Taylor, ești bine? E fantastic! Trebuie să încercați! Juliet? Taylor? Alexia? Lady Gigi, Gwen. Hei! Bună! Ce șapcă chic ai! Bună, da, nu e rea, dar îmi place mai mult coafiura ta. Nu eu am făcut-o, a fost... E secret! Păi, coafiurile noastre le face un prieten. Ce prieten? Unul minunat! E cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Nu știi ce talentat e prietenul nostru cu pieptenele? Nimeni nu e ca el. Uite cum arătăm toate. Toate? Da, suntem un grup de prietene. Am să te prezint. Ele sunt Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi și eu, evident, sunt Gwen. Bună, eu sunt Mila. Ce-ai pățit? Știți, eu am avut un mic accident la păr. Nu-i nimic. Era cât pe ce să-mi fie mâncat părul de o placă azi dimineață. Ești așa drăguță, nici nu trebuie să-ți coafezi părul. Haide, Dă jos șapca! Nu! Ce dezastru! Și ce mă fac eu acum? Nu trebuie să-ți fie rușine de nimic. Ești o cățelușă specială, indiferent de cum arăți. Ca să-l reparăm, există doar o singură soluție. Dar e în regulă? Da, este. Nu-ți face griji? Nu sunt așa sigură. Hai! E fantastic! Grăzav! Wow! Sunt de toate aici! Scaune pentru coafat, scafe pentru spălat, zonă de așteptare și... ăsta e sclipicitorul! Bună! Eu sunt Fabia. Ce repede te-ai întors, Gwen! Avem o mică problemă. Pentru asta, mai bine îl chem pe unchiul. Fabio! Măi! Ce avem noi aici? Păi, am avut un accident cu... Slime! Nu trebuie să-mi spui! Am văzut de toate lipite în păr. Sos de curry, gumă, praline cu ciocolată. Am avut chiar două cățelușe lipite una de cealaltă. Și au plecat fericite, fiecare separat. Vino să te spăl și ai să vezi ce pot să fac. Nicio grijă, Fabio este un geniu. Ce a făcut Fabio noi noastre prietene! Nila, arăți extraordinar! Am venit în grup! Coafuri și aventuri! Suntem VIP Pets! I love VIP Pets! Bună dimineața, lume! E timpul să ne întindem picioarele cu puțină yoga! Namaste! Cum să merg la ora de yoga cu părul așa? Uite cum îmi stă părul! Piaptă-l, te rog! Bună, frumoasa mea, Nila! Nici nu m-a băgat în seamă! Oh, Nila, nu mă pot juca acum. Trebuie să plec. Uite, e o gustare. Ne vedem mai târziu. Bună, Nila. Cum ești? Ciufulită. Da, văd. Parcă ai un cuib de păsări pe cap. Stăpâna nu vrea să mă pieptene. Trebuie să insiști mai mult. Mai mult? Da, mai încearcă. Acasă în sfârșit. Noapte bună, Nila. Merg la culcare. Păi, cu părul așa? Nu o să pot să-mi țin mâine ora de yoga. Fetelor, am o mare problemă. Vedem asta, Nila. O rezolvăm mâine. Îți trimit un playlist cu muzică relaxantă. Mersi! Ne vedem mâine dimineață la plimbare. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP Pets, VIP Pets, prieteni, VIP Pets. De neoprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri, I love VIP Pets. Ce încălceală! E imposibil! În dezordinea asta, e imposibil să găsesc uscătorul de păr pe care mi l-a cerut unchiul. Acum înțeleg de ce nu l-a căutat el. Ce dezordine! Bună, fetelor! Cum merge? E imposibil să găsesc uscătorul roșu pe care mi l-ai cerut. Nicio grijă! Era foarte vechi. De 2 ani deja. Am să cumpăr altul imediat. Și poți arunca tot restul. Pa! Să arunc totul? Mă ajut să-l găsesc, Chiara? Chiara? Bine. Să începem cu cablul ăsta. Nu e mare scofală, să știi. câteva întinderi și gata. Bine, bine, dar nu râdeți. Încetați! Toată lumea o să se uite la mine. Dar, Nila, ce ți s-a întâmplat? Poți să-l ating? Să-l atingi? Tu glumești? Nu! Terminați odată! Credeam că ați venit să mă ajutați, nu să râdeți de mine. Scuze, Nila, doar că ce ai tu în păr se numește... o super încălceală. Dacă nu vreți să mă ajutați, eu plec. Stai! Nici o grijă, se poate rezolva cu un balsam natural cu avocado. Ești sigură de asta? Sigur! Nu parizez că crește părul, dar alte părul ești mai tare ca un cățel legat. Zice că nu doar îți descălcește părul, dar ai să și strălucești mai tare ca un cățel vedetă pop. Gata! Acum trebuie să aștepți jumătate de oră. Nu! Hai să-mi mulțumești mai târziu. Nu mai suport să stau așa. Nu funcționează. Scoate-mi-l din păr. E puțin dezgustător. M-am blocat, sunt... m-am speriat. Credeți că o să arăt bine dacă mă rad în cap? Trebuie să existe o altă soluție. Știu! Nimic nu rezistă la mica mea greplă. Încep, moale. Cheia e să rămâi concentrat, adică să nu-ți pierzi atenția sau răbdarea. Aproape am terminat treaba. În sfârșit, noul uscător de păr pe care l-așteptam. Mai multă putere decât un avion. E prea bun! Am terminat, gata! În sfârșit, uscătorul meu roșu era aici. Poate nu trebuia să cumpăr unul nou. Încă ceva de descălcit. Uite, Nila, ți-am copiat ciufițele. Nu avem avocado, nici lămâie. Repede, nu le putem lăsa să ne vadă cu o coafură așa simplă. Fetelor, sunteți niște fane minunate, dar nu-mi copiați coafura. E o eroare fatală de balsam. Credem că-i noua ta coafură specială. Arăți atât de bine. Orice arată bine pe ea, dar Nila are dreptate. O, Luna, ce periaj ne așteaptă acasă de la stăpânele noastre. Păi, asta e. La revedere, coamă măreață. După atâția ani, a sosit momentul. Ești sigură că nu vrei să aștepți să-și facă balsamul efectul? Nu, Juliet. Sunt sigură că e nevoie de o profesoară cheală în orașul păduchilor. Nu insista. Stai, Nila, hai să mergem la Fabio. A zis într-o zi că are un șampon pentru descălcit. Să mergem, Nila, ai să te simți mai bine. Ce păr! Ce s-a întâmplat, Nila? Trebuie să descălcim părul ăsta. Și tu ce faci aici? Descălcesc cablurile astea. Mă ajutați? Sigur! Am să-ți fac o coafură în stil yoga și meditație. Primul lucru e o soluție naturală pentru a descălci nodurile. E cel mai nou produs de păr. Yoga style. Gata, toate încălcelile sunt descălcite. Nila, ești foarte frumoasă. Voiam să-mi cer scuze pentru că mi-am pierdut răbdarea mai devreme. Știu că încercați să mă ajutați. Și pentru că părul e perfect acum pentru yoga, vă ofer o ședință ca să ne putem relaxa. Ce idee bună! Da! I love VIP Pets! Ce e viața? O iluzie, o umbră, o ficțiune. Și cea mai măreață faptă e mică. Toată viața e un vis, iar visele... iar visele sunt vise. Fetițo, te descurci foarte bine. Iubesc teatrul. Hei, uite! Casting pentru pisici, băieți și fete. E marea mea șansă! Hai, să joci ca o pisică nu e ușor. Știi deja ce ai de făcut. Da, am să dau tot ce pot. Miau! Produsele merg pe furiș, se mișcă cu eleganță, au răbdare și mai ales... Emoțiile mele câinești m-au trădat! Va trebui să mă controlez dacă vreau să iau rolul principal. Trebuie să mă concentrez mai mult. Oh! Miau! Miau! Oh! Cred că trebuie să repet mai mult. Cât e ceasul? Ah? Ce miroase așa? Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP Pets, VIP Pets, VIP Pets. Te ne oprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri. I love VIP Pets. Ce miroase așa? A fost delicios. Dar mirosea ciudat, nu-i așa? Poate au schimbat sosul. Nu! S-a simțit un miros urât toată ziua. Nu vă dați seama, dar noi, pisicile, avem un simț fin al mirosului. Da, da, sigur. Cu mirosul ăsta nu pot intra în rolul de pisică. Bună, unchiule! Miroase ciudat. Sunt înfundate țevile. Nu mai funcționează nicicum. Oricât de mult folosesc pompa. Da, unchiule, cu mirosul ăsta nimeni nu o să mai vină la salonul nostru. Nici o grijă, Fabia. Le repar într-o clipită. Ce urât miroase! Trebuie să aflăm de unde vine mirosul ăsta odată pentru totdeauna. Dar cum? Lăsați în seama mea. Cu abilitățile mele de felină am să rezolv acest caz. E un hamburger aici? Oamenii ăștia sunt așa neglijenți. Nu văd coșurile de gunoi? Poate mirosul vine de la hamburger. Nu, nu e rău. E foarte bun. Ce e? Mi-era foame. Hei, agrafa pe care o ai? E un alt indiciu aici. Haideți! Am obosit deja de la atât de mult mers. Vine de acolo! Nu, fetelor, doar că asta mi-a scăpat. Chiara, tu ești! Ce? E căcuț de pasăre! Asta e ce simt și miros? Miau! Miau! Gata! Am făcut asta toată ziua! Dar împreună suntem mai puternici! Oh, ce e asta, unchiule? Trebuie să fie părul pe care l-arunc de fiecare dată când... Arunci părul acolo în fiecare zi! Dar, unchiule, părul nu se aruncă la toaletă! În afară de asta, risipești multă apă! Uite ce-ai făcut! Dar e deja rezolvat! Oh, destinul tragic, miau! A încercat să-mi joace, miau! Peste! Chiara, nu mai încerca să faci pe pisica tristă. Respira adânc, inspira, expira. Am o idee! Cariera de pisică s-a sfârșit! Lăsată în voia propriei soț fără... Nu mă miroase deloc urât. Trebuie să ajung la un casting și nu pot să merg așa. Și ce-ar fi dacă am merge la Fabio? Da! Tiu, și aici miroase urât. Bună, Chiara, s-au înfundat țevile. Chiara, ce s-a întâmplat cu părul tău? Tocmai l-am aranjat. Oh, Fabio, am un casting pentru rolul de pisică într-un film important. Dar o pasăre a făcut în părul meu. Și apoi VIP Pets au încercat să mă ajute și am ajuns udă toată. Știu eu, o coafură specială. Sunt sigur că o să fie observată la casting. Joci pisica foarte bine. Și o bentiță cu urechi de pisică. Style! Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere, Chiara! Și parfum de pisicuță! Ca să poți intra cu totul în personaj! Super miau! La casting! Sunt grozave! Oh? Nu din nou! La coșul de gunoi, unchiule! Sper să mă aleagă pentru că m-am pregătit mult datorită vouă, fetelor! Poți reuși, Chiara! Ești cea mai bună! Da! Capul sus! Următorul cățel la castingul pentru pisica principală, Chiara! Trebuie să prinzi o pasăre! Scuze, prietene! Te-am rănit? Ha! Foarte bine, Chiara! Rolul e al tău! Da, l-ai luat! Ai fost atât de bună! Mulțumesc, fetelor!